Vorbesc despre oameni care nu mai sunt. Tablourile, schițele și fotografiile expuse la Simeza ne amintesc de plasticianul Andrei Chintilă, un artist care a plecat din această lume în urmă cu 3 ani, dar care a lăsat în urmă o zestre de o mare valoare spirituală. Expoziția de la Galeria Simeza documentează prin imagini viața și arta celui care a fost Andrei Chintilă. Curatorul expoziției este Matei Chintilă, care de la trecerea în neființa fratelui său i-a omagiat personalitatea prin numeroase evenimente pentru a-i face cunoscute harul și arta. Reprezentant al generației 80, Andrei Chintilă a transformat imaginea peisajelor urbane și periferice care amintesc de temele poeziei bacoviene. Am încercat în această expoziție, care se numește 14 tablouri, 13 schițe și 12 fotografii, să prezintă o personalitate a artistului Andrei Chintilă, care, din păcate, nu este cunoscută foarte pe larg. Artistul Chintilă, Andrei Chintilă, a fost o fire foarte profundă, foarte complexă, câteodată chiar complicată. Fiecare lucrare în parte avea un drum foarte special. A fost unul din oamenii care au văzut lumina și întunericul la intensități greu egalabile, a afirmat profesorul universitar și cunoscutul critic de artă Adrian Guță. Andrei Chintilă a absolvit Academia de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, secția grafică. Între 1985 și 1990 a fost profesor de pictură la Școala Populară de Artă din București. Din 1990 devenea membru definitiv al Uniunii Artiștilor Plastici din România la secția pictură. A participat la numeroase expoziții de grup și personale, atât în țară cât și peste hotare. Lucrările sale de pictură se află în muzee din țară și din Belgia, Statele Unite, Franța, Italia, Germania și Ungaria. Expoziția rămâne deschisă la Galeria Simeza din Capitală până în 11 mai.